perfecte există atâta timp cât știți să alegeți așa cum trebuie nuanța și textura potrivită pentru a vă pune în valoare trăsăturile. Aflăm cum să facem acest lucru de la Alina. Bună, Alina! Bună și bine ați venit în locul în care veți descoperi culoarea, eleganța, dar și minimalismul. Te rugăm să ne ajuți astăzi cu cele mai utile sfaturi despre cum putem avea acele buze perfecte, de revistă. Când vine vorba de alegerea unui ruj, este foarte important să ne gândim la alegerea intensității, texturii, dar și momentul în care dorim să-l purtăm. Vine vorba de textura satinată. Bineînțeles, aspectul va fi unul hidratant, voluptos, confortabil, dar și rezistent. Iar textura mată va defini foarte bine conturul buzelor și trebuie să ne facem un exercițiu de imaginație dacă vrem un aspect al buzelor îmbrăcate, învăluite într-o catifea roșie. La fel, când alegem o textură a rujului, trebuie să ținem cont și de subtonul pielii, trebuie să ținem cont de culoarea ochilor, dar și a părului. Ce nuanțe de ruj mi s-ar potrivi mie, așa, la prima vedere, dacă te uiți? Mă uit la tine pentru că ai un subton superb cald, ceea ce, bineînțeles, poți să porți aceste nuanțe bronzante, aceste nuanțe calde, care să-ți pună în valoare și culoarea ochilor, pentru că ai o culoare de ochi profundă, dar în același timp să-ți pună în valoare și culoarea pielii. Cum aplicăm rujul pe buze ca să fie acel aspect perfect? E vreo mișcare specifică, nu știu, cu pensula, direct cu rujul? Cum procedăm? Aici, la fel, implică foarte mult textura rujului, pentru că atunci când vine vorba de o textură mată, ai nevoie de mai multă precizie, ai nevoie de definirea conturului mult mai precis, așa că, da, vom opta pentru o pensulă, dar când vine vorba de o textură satinată, cremoasă, hidratantă, îl poți aplica direct pe centrul buzelor, pentru că instant vei obține acel efect voluptos și de mărire al buzelor. Poți să încerc? Sigur că da, te invit! Rujul roșu poate fi purtat în orice moment al zilei? Da, se spune că rujul și buzele sunt semnătura oricărei femei. Tocmai de aceea, dacă vrei să ai această încredere și să emani putere, poți purta un ruj roșu inclusiv pe timpul zilei. Poți folosi această pensulă pentru precizia și pentru definirea conturului buzelor, dar în același timp, un alt tips and tricks foarte util, cu o pensulă curată, precisă, poți lua fondul de ten pe care l-ai folosit și poți defini foarte bine conturul buzelor și în același timp redai și mai multă luminositate buzelor. Vorbește